1450 de copii, versuri scrise de elevi și muzica celor de la Queen sunt ingredientele care au stat la baza clipului realizat în curtea Colegiului Național Octavian Goga din Marghita. Ideea îi aparține chiar directorului școlii, care s-a implicat în realizarea coregrafiei. Am avut niște emoții extraordinare. Vreau să zic că pentru prima dată când am avut coregrafia, când am dansat, am și greșit. Au râs de mine copios, dar după care mi-am intrat în mână ca să nu mă fac de râs, că auditorul era foarte important pentru mine. Timp de 3 luni, elevii au învățat și repetat mișcările de dans. Am luat elevi din liceu care au învățat prima oară coregrafia și apoi s-au împărțit și ne-au învățat și pe noi. Ne-am pregătit cam o săptămână în fiecare zi. Primul lucru care mi-a venit în minte a fost ce școală din țara noastră mai are un asemenea flash mob, o asemenea legătură între elevi și director și, bineînțeles, ce director mai dansează împreună cu elevii într-un clip. Majoritatea copiilor și-au pus imnul pe telefon și exersau în parcuri, exersau acasă, mergeau în vizite la cunoștințe, la bunici, toată lumea exersa. Pe rata de 3 luni de zile, în Marghita, s-a cântat imnul Goga în continuu. Colegiul este unul de prestigiu, chiar dacă se află într-un orășel cu doar 15.000 de locuitori. În 2012 a primit titlul de școală europeană datorită dotărilor, proiectelor și activităților desfășurate. Ultimul proiect Erasmus Plus le va da șansa elevilor de la profilul matematică-informatică să plece în Portugalia. Acolo vor face practică și își vor îmbunătăți cunoștințele în acest domeniu. Videoclipul realizat de elevii din Marghita va fi postat pe pagina de socializare a școlii și va fi promovat online.